Domnule Lucian Ciurte, iată vă prezent la Cupa Toamnei la Karate Shotokan, Clubul Sportiv Orășenesc Jibou, prezent la această competiție. Cu ce gânduri, cu ce număr de sportivi și care sunt obiectivele dumneavoastră pentru competiția de astăzi? Bună ziua, mă bucur să fiu aici prezent la această competiție. Într-adevăr, este o competiție de debut în această zonă. Sunt prezent din partea clubului Orășenesc Jibou, SCO respectiv Jibou, 10 sportivi, 10 concurenți, în calitate de instructor sportiv pentru acești copii. Vrem să obținem rezultate cât mai bune, pentru că suntem chiar pentru prima oară și vrem să obținem rezultate să fie încurajatoare pentru copiii care participă pentru prima oară. Este prima impresie și prima impresie este intenționată. Este o secție de karate la Jibou care s-a înființat doar de puțin timp, de circa două luni, dacă nu greșesc, iar Clubul Sportiv Orășenesc Jibou este și el un club tânăr. Așa este. Asta nu știu dacă ar trebui să ne influențeze negativ, din potrivă ar trebui să ne influențeze pozitiv, să fim foarte încrezători, pentru că orice drum începe cu primul pas, așa că totul este posibil. O să muncim și o să dovedim într-adevăr că merităm să fim aici. Competiția de astăzi va fi practic o anticameră pentru ceea ce va urma în a doua decadă a lunii noiembrie, prezența la Campionatul Național de la Târgu Secuiesc. Urmează Campionatul Național de la Târgu Secuiesc, este un campionat important pentru sportiv de toate categoriile, de la speranțe și până la cei care sunt consacrați deja. Problema mea este că aș fi vrut să particip și eu ca și competitor acolo, dar nu va fi așa, voi participa doar ca și campion sportiv. Veți avea sportivi care să vină spre podium la Campionatul Național? Da. Da, asta vrem, într-adevăr, și nu contează de fapt ce loc ocup, contează de fapt că ai participat la o competiție. Trebuie să ne rodăm, să ne rulăm, să facem pași, până ajungem la un nivel oarecare care ne poate reprezenta, așa ca și Clubul Orășenesc, că totuși un Clubul Orășenesc. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Mulțumim!